Doamne, îți mulțumim că studiem Cartea Apocalipsei exact în luna în care aniversăm venirea Ta în lumea aceasta. Și așa cum n-a putut să te împiedice la prima Ta venire, când ai venit plăpând și neputincios ca un copil, nu te va putea împiedica nici la a doua a Ta venire, când vei veni Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ne închinăm înaintea Ta, a Ta este toată slava, gloria și puterea în cer și pe pământ. Ai milă de cât mai mulți, Doamne, pentru ca să nu intre în rătăcirea aceasta de la urmă și să aibă parte cu soarta Satanei. Iar pe noi ajută-ne să vestim Evanghelia luminii, adevărului și să căutăm să smulgem ca din foc pe cât mai mulți. Doamne, noi nu ne bazăm pe ce facem noi, ci întotdeauna pe acel plus pe care îl aduce Duhul Tău cel Sfânt. El este acum pe pământ, așa cum diavolul va vrea să imite lucrarea lui la sfârșit prin puteri oculte și cibernetică. Dar noi te avem pe tine, Duhule Sfânt, și tu mergi pe toată fața pământului. Tu intri în inimile și în mințile oamenilor. Și tu ești cel care convingi, tu ești cel care naști din nou. Te rugăm, fă-ți lucrarea ta slăvită și în apusul acesta de istorie și lasă să fie un seceriș bogat de suflete în vremea aceasta harului, înainte să vină vremea mâniei tale și a judecăților. Te rugăm, te rugăm, te rugăm, cheamă, Doamne, și scoate din amorțeală pe toți cei care poartă pecetea Duhului Tău cel Sfânt. În numele Domnului Iisus. Amin. Nu numai Dumnezeu lucrează în lumea noastră. Lumea noastră este un câmp de luptă între El și cineva care l-a atacat pe El și l-atacă pe El. Și Dumnezeu a promis că îl va zdrobi pe acest dușman al lui când a venit la oameni și a ispitit. Geneza, capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu a zis că capul șarpelui va fi zdrobit de sămânța femeii. Și în capitolul 12 din Apocalipsa am ieșit din timpul nostru, în timpul profetic, care de obicei o panoramă mare, care prinde milenii, sute de ani, și timpul nu întotdeauna curge ca la noi, ci merge și încolo și încoace, este timpul profetic. Și am văzut un balaur. Capitolul 12, versetul 9 ne-a spus: balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana. Diaboloi este cel ce învinuiește, cel ce părăște. Satana, Satanah, este împotrivitorul lui Dumnezeu. Și 12, 13, 14 ne arată de ce Dumnezeu este îndreptățit să vină să zică: ajunge, gata. Pentru că taina aceasta fără de lege, răutatea aceasta multimilenară a făcut destul. Și în capitolul 12 ni se dă conflictul dintre el și femeie. Femeia asta să nască, femeia este Israel, toate persecuțiile din istoria lui Israel, pentru că balaurul nu vrea să se nască din femeie copilul care să-i zdrobească capul. Și încearcă să o împiedice să nască, pe urmă, după ce l-a născut, copilul a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie. Asta este înălțarea Domnului Iisus. Noi suntem la sărbătoarea nașterii lui și am văzut răutatea lui Irod, balaur din umbră, care a omorât toți copiii în dorința lui de a omorî și copilul femeii. Și pentru că l-a scăpat pe copil din ghearele lui, balaurul se întoarce să o distrugă pe pământ, pentru că Dumnezeu cu poporul acesta va face împărăția. Așa că dacă l-a scăpat pe împărat, vrea măcar să o distrugă pe cei care ar putea să fie în împărăție. Și se luptă cu femeia aceasta. I se dau niște aripi ale unui vultur mare, este ajutată să fugă în deșert, acolo el aruncă apele să o nece, nu poate să o nece, pentru că Dumnezeu face ca pământul să sugă apele și să nu nece femeia. Și atunci el, al treilea atac, pe ea n-a reușit, de necat n-a reușit. În finalul capitolului spunea: balaurul mâniat pe femeie s-a întors sau s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Rămășița sămânței ei, ținând cont de faptul că Israelul este în pustie,
a sămânței ei sunt cei care cred în Mesia dintre evrei, dar și dintre toate celelalte neamuri, în urma mărturiei celor 144.000 de evrei, și diavolul se trebuie să termină odată cu ei toți. Și așa intrăm în capitolul 13, unde ni se spune: Balaurul s-a dus pe malul mării și a ieșit din mare invenția diavolului pentru ca să se răzbune cu rămășița seminței femeii, evrei mesianici și cei din lume care se vor întoarce la Dumnezeu prin Hristos. Aici suntem la capitolul 13. Cum se va lupta el cu credincioșii din toată lumea? Va urma înfruntarea cu Babilonul cel Mare, va urma confruntarea cu conducătorii lumii la Armagedon, va urma capitolul 20, da, pe Satan, lanțul, și îl aruncă acolo în temnița lui. 20, judecata pământului pentru mileniu, îl curățește pentru mileniu, va fi un pământ nou și un cer nou pe care va locui neprihănirea, da? Capitolul 20, diavolul care fusese legat va fi dezlegat temporar, ispitește asta lumea, Dumnezeu vine cu judecata lui, veți vedea de ce trebuie să fie și cernerea asta de la sfârșit. Și apoi avem capitolul 20, îi judecă pe morții nemântuiți, nimeni de la judecata aceea nu va scăpa, toți merg la pedeapsă. Cei care sunt mântuiți au trecut deja prin judecata bisericii și alte judecăți, dar ăștia sunt cei care sunt numai pentru o sândă. Și apoi avem 7 elemente din noua creație sub Domnul Iisus. Asta este Apocalipsa. Da? Și acum am ajuns la capitolul 13, în care ni se spune că Balaurul, supărat că n-a reușit să omoare pe femeie, se întoarce să se lupte cu toți cei care au rămas pe pământ și să termine odată cu populația asta, ca să nu poată să vină împărăția lui Dumnezeu. Stă pe malul apei, apa în profeție întotdeauna reprezintă popoare, omenire, mișcarea aceasta care nu se mai oprește niciodată, și spumele acestea ale valurilor, și de acolo, din mulțimea de popoare, iese o fiară, și apoi la jumătatea capitolului iese a doua fiară. Și dintr-o dată vor fi trei. Va fi Balaurul, va fi prima fiară și va fi a doua fiară, pentru că trebuie să fie trei. De ce trebuie să fie trei? Pentru că diavolul imită. E așa de frumos în zilele acestea să auzim colinde, să auzim predici, să venim la biserică și să ne minunăm de lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Fiul a zis: tu mi-ai pregătit un trup, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Tatăl este cel care a pus la cale planul, Fiul a venit și s-a întrupat. Dar ca să se întrupeze, Maria a fost umbrită de Duhul Sfânt. Este Tatăl, este Fiul și este Duhul Sfânt. Și Biblia este o mărturie a frumoasei lucrări a lui Dumnezeu în cele trei persoane ale Sfintei Triunități. Sau cum vreți să o numiți dumneavoastră, nu-mi place să-i spun treime, pentru că treimea e a treia parte din ceva. Și nu asta e sensul care l-a avut în Biblie. Diavolul trebuie să fie și el trei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vrea propria lui împărăție, vrea să distrugă până la ultima sămânță din cei care se închină lui Hristos și lui Dumnezeu și să nu poată să vină împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Asta e motivația pentru care vor veni apoi potirele mâniei lui Dumnezeu. Pentru că e din calea afară de rău. Și acum îl vedem cum turbează și creează această trinitate. Cele trei persoane nesfinte care vor să stăpânească lumea și să împiedice venirea împărăției lui Dumnezeu. Aceasta este ce spuneam data trecută. Suntem între cea de-a șasea și a șaptea trâmbiță, care va declanșa potirele, și atunci vedem lupta lui Dumnezeu cu Satan însăși, dă perdeaua la o parte, și cu agenții lui Satan de pe pământ, capitolul 13. Țineți minte, da? Pecețile, la ultima pecete, bum, 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 sunt trâmbițele,
înainte de ultima trâmbiță suntem noi acum și pe urmă va fi a șaptea trâmbiță și pum, 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 într-o succesiune foarte rapidă, foarte aprindă, pentru că toate astea e 3 ani și jumătate, toate potirile vor fi ca timp foarte scurte, dar teribile, teribile. Ok. Sfânta Trinitate. Balaurul, care este părolul Tatălui, cum ar veni, el este nevăzut. El este în urma, în spatele tuturor și el regizează totul. Fiara care iese din pământ ține locul fiului și fiara aceasta va fi sub stăpânirea unui personaj istoric cum n-a mai fost pe fața pământului în afară de Domnul Iisus Hristos, un orator extraordinar, un foarte bun politician, un foarte bun negociator, un foarte bun economist, care va rezolva toate problemele omenirii. Va fi genial, va fi demonic de deștept și el va fi fiara care se ridică din pământ pe imperiul acesta, va fi un corn care dă la o parte altele și o să vedem dacă ajungem la mănuntele din Daniel. Este pe postul fiului. Va veni, fiara îi face un imperiu fiului, așa cum Dumnezeu vrea să-i facă o împărăție fiului său. Dar are nevoie de suportul cuiva care să influențeze oamenii și atunci apare fiara a treia, care va fi prorocul mincinos, pe postul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt va domina toată omenirea prin sistemele de computere care există și tot ce va mai exista până atunci. Și îi va face pe toți oamenii, îi va convinge, așa cum Duhul Sfânt convinge astăzi, îi va convinge pe oameni să îi se închine anticristului sau fiarei. Și în spatele lui, bineînțeles, se închie diavolului. Asta e capitolul 13. Se termine cu o provocare. Aici este înțelepciunea sfinților. Cine poate să spună care este numele, numărul fiare? Și el este 666. Capitolul 13, da? Așa. The Unholy Trinity, vedeți acolo, fiara care este din abis, din adânc, demonul Satan, cel care îl reprezintă anticristul, fiara care conduce sistemul acesta, care e de fapt a patra fiară, și icoana, statuia din spate, care ca și el stă în aceeași poziție. Deci fiara întoarsă, învinsă de la conflictul cu copilul și cu femeia, vine înapoi peste popoare și ridică împărăția fiarei. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Se poate analiza totul acesta într-un studiu mai amănunțit. Tot ce este în sistemul acesta, hulă este vorbă împotriva cui? Deci tot ce este în sistemul ăsta este anti-Dumnezeu, 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 anti-Dumnezeu. Sunt puternici, sunt dregători, au scaune de domnie, au cununi în urma unui struggle, pentru că este vorba de Stefanos, nu de diademe, și totul este împotriva lui Dumnezeu, totul este nume de hulă. Fiecare cunună avea un nume de hulă, fiecare capăt avea pornirea de hulă și peste acestea va veni anticristul. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, o gură ca o gură de leu. Dintr-o dată ne aducem de aminte de profețiile din cartea lui Daniel, o să vedem imediat. El vede numai 3 animale aici, pentru că el însuși este între a patra și le vede în ordinea inversă decât le vede Daniel, pentru că Daniel se uita la ele în viitor, iar Ioan le vede retroactiv și le vede invers de cum le-a văzut Daniel. Daniel a văzut prima dată capul de aur sau leul și așa mai departe și așa mai departe până la Imperiul Roman. Ăsta este pe vremea Imperiului Roman renăscut și le vede retroactiv pe celelalte 3.
Balaurul, și ăsta e diavolul, e satana, e clar, da? I-a dat puterea lui, cui? Lui Anticrist, la sistemul acesta care se ridică, se împiedice împărăția lui Dumnezeu. I-a dat scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Asta nu înseamnă că diavolul nu mai este pe tron, ci că împarte cu el autoritatea. Ridică făptura aceasta în care el se întrupează. În ce privește conducătorii geografic zonelor acestea care vor forma cea de-a patra fiară, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Pentru că studiul nostru este mai scurt, o să fac comentarii așa în timp ce citim. Există comentatori care sunt de părere că aici, în versetul 3, este vorba de un alt act de imitație. Hristos a murit și a înviat. Anticristul va trece printr-un atentat la viața lui, va muri și apoi va învia sub puterea diavolului. Îmi place ce spune John MacArthur, sună frumos, dar nu merge. Nu merge pentru că numai Dumnezeu are puterea să dea viață. Diavolul nu poate să dea viață la nimeni. Ar contrazice mare parte din Biblie. E mult mai corect să vedem aici Imperiul Roman care a fost rănit de moarte și tot pământul se va minuna că se va reface Imperiul Roman. Și aici putem să petrecem câte minute vreți dumneavoastră, acum câțiva ani, piața comună s-a transformat în Europa Unită și state după state s-au așezat în genunchi, fără armată, fără gloanțe, fără lupte, să intre în imperiul acesta economic care se reformează pe teritoriul fostului Imperiu Roman. Încă nu este în faza finală, după părerea mea, cât înțeleg eu, pentru că în final capitala va fi pe 7 coline. Cetatea care este pe 7 coline, capitala Imperiului Roman a fost Roma. Clubul de la Roma, auzeam clubul de la Roma, noi cu politică, se ridică. Deocamdată capitala este la Bruxelles, ultimul cuvânt îl au germanii, îl au francezii, Anglia iese. Când va apare Roma și există o mișcare subterană foarte puternică și din Europa, dar mai ales din America, să arunce Organizația Națiunilor Unite, care a devenit o peșteră de tâlhari, americanii vor să nu mai plătească nimic pentru ea, să o arunce undeva în altă parte. Cine o va primi cu brațele deschise? Probabil că Roma. Și din momentul acela Roma se va ridica ca sediu al Națiunilor Unite și va fi locul pe unde va putea să renască Imperiul Roman. Poate așa, poate altfel. Eu vă spun ce se discută în culise. Și tot pământul se mira după fiara care fusese moartă și iată, a revenit la viață. Timpul meu zboară, pot să vă spun că există o mare discuție în Europa, pentru că unii merită să fie în Europa, unii nu merită să fie în Europa. Chiar și în Germania, nu toți sunt pentru Europa Unită. Chiar și în Franța, unii sunt împotriva la chestia asta. Chiar și în Italia, unii sunt împotriva. Și atunci există un plan să se facă în așa fel încât fiecare țară să aibă cetățenie. Cetățenie franceză, germană, română, italiană, sârbă, cehă și eu mai știu, spaniolă. Dar asta să fie cetățenii cu drepturi restrânse doar pe teritoriul în care s-au născut. Ca să ai drept la toate privilegiile din toată această Europa Unită, se va reinventa o cetățenie care se va numi cetățenie europeană, la care nu vor avea acces decât elitele și oamenii care se aliniază cu noua ordine mondială. Și eu mi-aduceam aminte din Faptele Apostolilor, când e luat la întrebări, aduceți-mă aminte să vorbesc tare, Apostolul Pavel, și el spune, sunt cetățean roman, nu aveți voie să vă atingeți de mine, nu aveți voie să vă judecați, nu aveți voie să mă loviți. Și el a zice, cum ești cetățean? Eu am dobândit cetățenia cu o mare sumă de bani. Pavel zice, eu m-am născut cetățean roman.
Și să aud că acum se discută în perimetrul fostului imperiu. Nu toți italienii merită să intre în Europa așa nouă, nu toți românii, dar celor care merită li se va da cetățenie europeană, țând cetățean roman. Cum întoarce Dumnezeu istoria și toată lumea se va minuna că se reia istoria de unde s-a întrerupt, pentru că numai patru imperii vor fi și piatra aia desprinsă fără ajutorul unei mâini omenești trebuie să lovească chipul imperiilor lumii. Unde trebuie să lovească? La picioare, la Imperiul Roman. Trebuie să fie Imperiul Roman acolo când bium, vine piatra aceasta. Și tot pământul se va mira după fiară. Opriți-mă, pentru că altfel vorbesc și de mafie și de faptul că mafia este cea mai liberă dintre toate societățile secrete din lumea întreagă și mafia este în absolut toate țările pământului. Italienii sunt peste tot. Mâna lor cea mai subtilă și cea mai puternică este Biserica Catolică, la care trebuie să meargă să se spovedească toți bunii catolici. Și acolo iau bancă de dată și au toate informațiile care vor. Totul e aici. Numai trebuie să se rearanjeze, să se devină un om de ăsta foarte deștept și bum, 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 bum. Să pună sistemul și toată lumea o să zică, wow! Când da, domnule? Sau așa peste noapte. Nu, este noapte, se lucrează la el de sute de ani. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine diavolului, dați-mi voie să înlocuiesc pe el aici, să nu spun balaurul, diavolului. Satanismul se va generaliza. Există deja germeni și eu nu vreau să fiu prea amănunțit. În România am văzut poze și un scandal național pentru că în parcurile de copii din București, dar și din Timișoara, parcă a apărut chipul lui Behemot, care este simbolul anticristului și al demonului în religia satanei. Iar acum în București, numărul 2 din DIE, nici nu mai știu ce sunt astea în România, a fost arestat împreună cu alte 42 de persoane săptămâna trecută. Pentru că el acasă, cu iubita lui, care nici nu era nevastă, și cu niște substanțe halucinogene, intrau în transă și luau legătura cu duhurile. Ei intrau în legătură cu ea care conduc istoria și lumea. Se pare că domnul Iohannis i-a arestat 42 dintre ei, pentru care al doilea din ierarhia care trebuia să fie împotriva lor. Diavolul este bine mersi și trage sforile pe peste tot, pe peste tot. Nu aflăm noi decât din România și ce aflăm de aici, dar ce aici nu vreau să vă spun că îmi taie ăștia social security. Demoni au început să se închine balaurului. Pentru că dăduse puterea lui fiarei. Anticristul va lucra în puterea satanei. Și au început să se închine fiarei zicând. Și fraza aceasta merită comentată. Cine se poate semăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Nu sunteți evrei, dar vă aduc în aminte că în capitolul 12, versetul 7 spune așa. Și în cer s-a făcut un război. Un arhanghel împreună cu îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au mai putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Cum se numea arhanghelul ăla? Mihail! Mihail înseamnă cine este ca Jehova, cine este ca Jehova, este comandantul trupelor lui Dumnezeu. Și fiara aici pe pământ, într-o hulă, o brăznicie nemăsurată, ia numele lui Mihail și îl aplică fiarei. Cine se poate asemăna cu fiara? Mihail, Micaiah din Vechiul Testament, unul dintre profeți. Cine este ca Jehova? Și ăștia vor spune, ce Jehova? Cine este ca fiara? Ca anticristul nostru și cine se poate lupta cu el? Ia numele lui Mihail care i-a aruncat din cer și îl trântesc aici în mizeria acestui pământ și îl folosesc în batjocoră, ridicându-l pe anticrist și fiara la nivelul celui care este în cer. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari de și hule.
Totul este împotriva lui Dumnezeu. Războiul continuă. De data aceasta nu încerce pe planeta Pământ. Și i s-a dat. Totul este sub autoritatea lui Dumnezeu. Nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. I s-a dat, iarăși expresia aceasta, putere să lucreze limitat, timp de 40 și 2 de luni, ceea ce înseamnă 3 ani și jumătate. Fiara și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să te ții atunci blesteme și înjurături, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Sigur că am putea sta la versetul acesta și să spunem, tendința aceasta este valabilă în toate popoarele lumii, oriunde există diavolul și unde are liber. Dacă a făcut cineva ceva cuiva, înjurătura este despre Dumnezeu. Dumnezeu! Obișnuiește cu limbajul. Fără să-și dea seama, oamenii tot timpul înjură pe Dumnezeu. Și pe Maica lui Dumnezeu și pe tot timpul în jur. Și atunci vor fi blesteme și înjurături așa cum nu v-a fost dat să auziți. Hule. Versetul 6. A început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, numărul 1, să-i hulească, și asta trebuie gândit ce înseamnă, să-i hulească numele, 2, cortul, 3, și pe cei ce locuiesc în cer. Vă dați seama? Aici ni se descopere taine ale viitorului. Conflictul care a fost în cer cuprinde pământul și pământul declară război cerului. Furnica declară război elefantului. Creatura declară război creatorului. Însuflați de diavolul. Și nu mai este un secret faptul că Dumnezeu are planul să vină în finalul Apocalipsei, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Programul e cunoscut, că cei 144.000 vor vesti toate lucrurile astea și mai bine decât le spun eu în cartea Apocalipsei. Și ăștia însuflați de demoni, spune, ce cortul lui Dumnezeului Dumnezeu și dă-i blesteme și dă-i blesteme. Răpirea a făcut credincioșii să pleacă, să plece la cer. Dă-i și pe aia! Și pe aia că ne-au nenorocit cât au fost pe pământ creștini ăștia, numai rău, ne-au ținut în urmă. N-am avansat, civilizația noastră putea să fie departe dacă nu erau creștini aici și dă-i și pe creștini și dă-i și pe creștini. Și conflictul devine un conflict între pământ și cer. De aceea Dumnezeu va trebui să aducă potirele, pentru că așa ca înainte de potop, toată omenirea asta o ia razna și se demonizează. Se demonizează, totul devine pe față. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Cum se poate așa ceva? Da, să-i biruiască. Este o îngăduință a lui Dumnezeu. Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Dumnezeu îi dă putere. Și apare chestia cu numele pe mână, numele pe frunte, nu poți să cumperi, nu poți să vinzi, resursele sunt limitate, că deja sunt celelalte plăci care au fost, nu putem să dăm la toți apă, nu putem să dăm la toți mâncare. Și atunci el folosește toată puterea lui să răsplătească pe cei care îi se închină și să pedepsească pe ceilalți care sunt de partea lui Dumnezeu. Va fi foarte greu. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al cărui nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Aici putem să stăm, dacă vreți, o lună, să vorbim despre predestinare, despre liber arbitru. Tinerii noștri l-au descoperit pe John MacArthur și-au făcut școală acolo. Și îmi place că l-au descoperit, că decât să meargă la stadion sau la știu ce film în Hollywood sau la teatru, se duc la John MacArthur. L-au descoperit predestinarea și liber arbitru. Se certau aici, încoace, încolo. Așa. Și ăștia care descoperise teologia reformată, pe care o împărtășește și John MacArthur, tăbărăseră pe unul care săracul era încă român ortodox așa în amilenismul lui și faptul că omul hotărăște, Dumnezeu a făcut posibilă, dar omul hotărăște, cum Dumnezeu? Și ăștia trei, bă, nimic nu se mișcă în universul ăsta dacă nu-i mișcat de Dumnezeu. Aleși de la întemeierea lumii, scriși în cartea miemului, uite ce scrie aici. Și eu m-am băgat între ei și, frate Daniel, spuneți dumneavoastră, nu este așa, nu este așa. Și eu am zâmbit și le-am spus la ăștia care erau în stare să-l bată pe aia, în ritm
râvna lor copilărească, eram sare să-l bată pe ăla, să-l convingă. Și am zis, mă băieți, dar dacă el a fost predestinat să creadă altfel? Și le-am turtit toată discuția. Dacă merge într-o extremă destul de mult, ești la fel în eroare ca și în cealaltă. Cam în două extreme se întâlnesc în eroare. Una dintre liberul arbitru vorbește terminologia din timp și predestinare vorbește despre alt punct de vedere al lui Dumnezeu care este în afara timpului. Lui nu-i trebuie ieri, azi și mâine să vadă cine va primi pe Domnul Iisus. El nu are timp, el are eternitate. Și spune așa, și toți locuitorii pământului, care, al cărui nume n-a fost scris de la întemeierea lumii. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de față. El știe tot ce se întâmplă în viața mea și știe din eternitate. N-a fost scris în cartea vieții mielului. Dar versetul 8 apare aici ca să dea un fel de calificativ expresiei și toți locuitorii pământului. Nu, iertați-mă că am zis toți locuitorii pământului. Afară de cei care numele și ăștia vor fi martirizați. Și ăștia vor fi persecutați. Toți locuitorii pământului, dar nu chiar ăștia nu, ăștia săraci de ei, va fi sămânța care va amenința planurile lui Anticrist și se va război cu ei. Cine are urechi să audă, versetul 9, apare iarăși această expresie care a fost scrisă după fiecare scrisoare adresată celor 7 biserici. Deci e vorba și pentru noi, cine citește să-și rânduiască viața. După care spune, răul și binele și are regulile lor, aveți grijă de partea cui sunteți și ne dă un proverb. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. După faptă și răsplat. E un proverb. Și încheie, aici este răbdarea și credința sfinților. Va fi foarte greu. Și la sfârșit se va termina, aici e înțelepciunea sfinților. Asta este fiara cu Imperiul lui Anticrist. Și acum ajungem la Duhul lui Anticrist, la icoana fiarei, ca să se împlinească Sfânta sau Nesfânta Trinitate. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Există simetrii cu alte texte din Apocalipsa, capitolul 11, versetul 7, dar mai ales cu capitolul 5, leul și mielul. Leul și mielul. Aici este un miel în aparență, dar în spatele lui este Satana. Este Anticristul care seamănă cu Hristos, dar este Satana 100%. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei. Deci vine pe sistemul demonic al Anticristului și are la dispoziție toată autoritatea și toată puterea sistemului. Devine apostolul, marele preot și profetul fiarei Imperiului lui Anticrist. Și făceam ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărui rană de moarte fusese vindecat. Săvârșea semne mari. Până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Matei, capitolul 24, versetul 24, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, vedeți trimeterile de acolo. Imită lucrările lui Dumnezeu cu o trimitere foarte, foarte, foarte directă. Ia să vedem dacă o prindeți așa din zbor. Tot în vremea aceea, la Ierusalim, vor exista doi oameni numiți cei doi martori. Și vor face semne extraordinare. Unul dintre ei va coborâ foc pe pământ. Și ăsta vine ca o putere rivală
ca vrăjitorii din Egipt, Moise și Aron făceau semne, vrăjitorii din Egipt făceau și ei semne ca să spună, ce e Dumnezeu ăsta, noi suntem cel puțin la fel de mari ca Dumnezeu ăsta. Exact aceeași luptă. Făceau ca să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Pare foarte tulbure și neclar, dar pentru noi astăzi este din ce în ce mai clar. Au făcut oamenii ăștia deja niște computere așa de performante. La început ne-am amuzat de puterea computerelor. Se luau la întrecere cu cel mai mare șahist, că trebuie să ai o minte grozavă ca să poți să fii șahist. Și nu-l putea bate. Pe urmă au ajuns să fie egal și acum computerul bate pe cel mai bun șahist. A făcut computerul care să poată să compună muzică. Ce fel de muzică vrei? În stilul lui Bach, în stilul lui Beethoven, îți compune. Computerul care să facă pictură. Computere care să înceapă să poarte dialog. Au băgat toate enciclopediile în memoria creierului electronic și spui, hei Siri, hei Alexa, hei Google, și stai de vorbă cu cine? Dacă te-ar vedea cineva de acum 20 de ani, ar zice că ești... Că vorbești singur. Dar tu nu vorbești singur, vorbești cu fiara. Numai deocamdată nu e fiara. Deocamdată este computerul care te ajută. Va veni vremea când sistemul acesta computerizat și cu evidența tuturor oamenilor de pe fața Pământului vor ajunge în felul ăsta. Au zis, dar nu seamănă, domnule, asta e ladă și asta e om, asta nu se poate. Și acum au făcut niște, japonezii sunt foarte buni la asta, au făcut niște roboți sub înveliș de plastic, moale unde trebuie, tare unde trebuie și nu numai că arată ca oamenii, dar poți să-l programezi să stea la o casă de bătrâni. Bătrânii sunt oameni singuratici. Și să stea de vorbă cu oamenii și să meargă între ei, să le dea ceai, să le dea ce au nevoie. Interesant. După care a venit un deștept și a zis, domne, ce-ar fi să punem în computerul ăsta să-i dăm înfățișarea unei femei care a murit și ăsta, bărbatul plânge după nevasta lui, să-i facem o altă nevastă. Îi băgăm toate memoriile nevestei lui, glasul lui, glasul ei. Au apărut la Las Vegas și între noi și Las Vegas bordeluri, case de toleranță în care toate femeile sunt computeri. Îți dai seama că suntem pe un drum și eu nu vreau să mă duc mai mult să vă descriu pentru că sunt niște bazaconi și sunt niște drăcoveni la urma urmelor. Dar e destul să vă spun că înainte să moară, geniul ăla care stătea în scaunul cu rotile din Anglia a zis, blocați evoluția computerelor, altfel computerele vor conduce lumea și s-ar putea să ne extermine pe toți oamenii. Bill Gates, care știe ce se întâmplă la computere, a dat același verdict. Blocați evoluția computerilor și aplicațiile acestea sociale. Blocați-le. Pentru că nu există inteligență umană în stare să rivalizeze cu computerele care acum sunt în network între ele. Și au zis, domne, ce faci Sofia? Că Sofia e una dintre ele, astea grozavă făcută în Japonia. Și îți răspunde, și îți spune, și vorbești cu ea. Și au zis, foarte interesant, hai să mai facem o altă Sofie și să le punem pe amândouă, să stea de vorbă unul cu altul. Și omul stă deoparte și se uită cum vorbesc computerele astea. Domne, și vorbesc logic și se înțeleg și comunică și dau întrebări și răspunsuri și au viață socială. Și ăla cu scaunul și asta. Bă, opriți-le, că astea le băgăm în sistemul militar, că totul e computerizat cu rachetele și cu toate astea. Și astea vor dezvolta o inteligență a lor care ne vor extermina pe noi pentru că noi prezentăm un pericol pentru omenire, că numai în război am ținut-o până acum și computerele acestea vor zice... Omul este de vină pentru ce se întâmplă în lumea asta, trebuie să exterminăm pe toți. Și există o discuție foarte mare etică aceasta a computerelor. Textul nostru ne spune că fiara va face un astfel de robot
tron și îi va da viață. Și va fi conectat la toate bazele de dată din toată lumea. Dumneavoastră știți că toți cei care avem în casă televizoare de asta super inteligente, care sunt mai deștepte ca noi, avem în casa noastră, de fapt, un microfon și o cameră de luat vedere. Ne filmează tot ce facem în casă și ne aude tot ce facem în casă. Mi-a pus Valer acum un poperete, așa o Nest îi spune, un termostat, unei companii, a unui om genial, cumpărat acum de Google, și Google i-a făcut o singură modificare. I-a pus și un microfon. Pentru că am principiu în viitor să poți să vorbești cu Nest și Nest să vorbească cu aia centrală din locuință, care să vorbească cu frigiderul, care să vorbească cu furnace-ul, care să vorbească cu casa inteligentă, și cei mai neinteligenți din casă o să fim noi. Noi o să fim. Toate astea sunt mai deștepte ca noi. Și toată tehnica asta care e băgată în casa noastră ia stăpânirea asupra vieții noastre cu pretextul că ne ajută și probabil, cel puțin în prima fază, ne ajută, dar când toate acestea vor fi într-un network comandat de Satana prin fiară și prin icoana fiarei, va fi grozav. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și sărați, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciune. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și textul ăsta este cel mai ciudat și bun profesor. Deci vă dau un test. Socotiți, să vedem câți dintre dumneavoastră puteți, care este numărul fiarei, pentru că este un număr de om. Hai, hai, hai. Și pe urmă, ce faci? Și numărul este? Păi era vorba că ne dai un test. Zice, da, dar vă dau și răspunsul. Este 666. Interesant verset. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească? După care zice 666. E foarte ușor pentru simți să își dea seama de lucrul acesta. Te rog, întoarce-mă la planșă și terminăm repede, că vin cu repetiția. Întoarce-mă, te rog frumos, la planșă. Deci aceasta este Nesfânta Trinitate, Tatăl, Balaurul, Satan, sistemul și omul deasupra, care este fiara, Anticristul, în locul Fiului, prorocul mincinos, care este Duhul Sfânt. Dă mai departe, Cristi, trecem repede prin ele, pentru că deja am vorbit. Prorocul mincinos va avea masca unui miel, dar în spate va fi balaurul. Va fi diavolul, care va vorbi oamenilor prelimba maicilor. Mai departe. Fiarele sunt patru, visul lui Daniel, chipul de aur, argint, bronz și fier, Imperiul Babilon, Medo-Persan, Grec, Roman, de mai departe, te rog, care este repetat apoi în cartea lui Daniel, sub metaforele celor patru fiare pe care le întâlnim în capitolul ăsta 13, este de fapt vremea neamurilor fără Dumnezeu, de aceea nu sunt numite animale, ci fiare. Adică sunt animalele care s-au sălbăticit și au devenit vicios, pornite împotriva stăpânului lor și a celorlalți oameni. Sunt fiare. Și este Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. În debutul capitolului 13, el care stă în Roma, le vede ultima leu. În Daniel, prima leu, pe urmă este ursul, pe urmă leopardul și pe urmă cea nespus de rea și înfricoșătoare. Dar asta care stătea în asta nespus de rea și înfricoșătoare, nici nu o numește, ci spune, era ca un leopard, un urs și un leu. Mai departe. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numelul fiarei? Și data trecută am făcut cu dumneavoastră un studiu de numerologie. La evrei, literele sunt și cifre. Fiecare număr are o valoare. Fiecare nume are o valoare.
Și vă spuneam data trecută, rapid așa, care e semnificația cifrelor. Dă-mi, te rog frumos, trecem repede prin ele. Deci este 666. Dăm slide-ul următor. Sfinții știu în limbajul biblic. Unu este semnificația unității și a originii. Ca regulă generală, prima apariție în textul Scripturii definește semnificația unui anumit termen și reglementează interpretările ulterioare. Cifra 1 apare în contextul creației primordiale. În cea dintâi zi, Dumnezeu a făcut lumea. Primele cuvinte ale Bibliei sunt la început. Cifra 1 este asociată cu divinitatea ca sursă, suport și scop unic al întregii creații. 2. Ce-i cu numărul 2 în Biblie? 2 este sinonim cu noțiunea de diferență. Că de-aia este, nu-i ca 1, apare altceva care e al doilea, altfel. 2 este altfel. Teritoriul lui 2 începe acolo unde se sfârșește limita unității. Cifra 2 înseamnă conflict, opoziție, dezbinare. În cea de-a doua zi a creației, Dumnezeu a despărțit apele în domeniul lui 2. Similaritățile sunt excepționale și trebuiesc tratate cu tot respectul. De exemplu, la tribunal sau la judecată, când două entități diferite au o poziție comună, mărturia lor este suficientă pentru un verdict. Adică și ce ar putea să fie deosebit, a unitate. Deci așa este, pentru o decizie. Tot așa avem două urechi, doi ochi, două nări și așa mai departe. 3. 3 definește echilibru și suficiența. 3 puncte sunt minimul suficient pentru definirea unui plan geometric. Altfel este o linie, dacă apare al treilea, apare planul. Sau pentru a face un scaun stabil. Nu există scaune cu două picioare. Există cu 5, cu 4, cu 8, cu 20, dacă vreți. Dar minimul este 3. Fără 3 nu poate să stea, n-are echilibru. Cifra 3 a îmbrăcat foarte repede semnificația perfecțiunii, a perfecțiunii divine și a desăvârșirii. În cea de a treia zi a creației, Dumnezeu a făcut să apară lucruri care împreună cu celelalte lucruri din primele două zile au completat elementele strict necesare vieții. Lumina. Cifra 3 este asociată cu învierea, căci în cea de a treia zi a ieșit la iveală pământul de sub ape și a dat naștere la belșugul de vegetație ca un prim salt de la materia moartă la materia vie. A apărut viața. 4. 4 puncte cardinale, 4 cutare. 4 este mediul în care trăiește omul. Poartă semnificația înfăptuirilor creatoare. Sunt 3 complet care începe să facă ceva și devine 4. Este întotdeauna asociată cu contextul realizărilor din lumea materială, a realității de sub soare. Există 4 evanghelii care redau viața terestră a Domnului Iisus. Nu avem 4 apocalipse însă. Sunt 4 puncte cardinale. Întreaga aventură a vieții umane a fost așezată de Dumnezeu într-un univers cu 4 dimensiuni. Lungimea, lățimea, înălțimea și timpul. 4. 5. Este cifra harului. Este creația care se îmbracă în dumnezeire. Este realitatea pământescului în care apare contribuția factorului divin. Dacă vreți, vi le dau și o să le citiți acasă, să le citiți toată viața. E superb. Toată Biblia se citește cu cifrele astea. Dumnezeu adaugă de la sine ceea ce lipsește performanțelor și strădanilor noastre. Noi putem să facem cei 4. El vine cu 5. În ebraică, hareț, pământul, este un multiplu de 4, în timp ce Hashamain, cerul, este un multiplu de 5. Fiecare cifră este literă și fiecare literă este cifră. Cifra 5 este unul din factorii care apar pretutindeni în structura și măsurătorile corturului legământului. 5, 5, 5, 5, 25, 15, 25, 5, 5, 6. 6 îl știți, că ajungem la 666. 6 este cifra omului. Omul a fost creat în cea de-a 6-a zi. Numărul 6 este cifra căderii, a nedesăvârșirii, a uzurpării. Este 7 care e plinul, din care s-a scos 1. E ciunt, e mușcat, are defect. Dumnezeu i-a poruncit omului să lucreze 6 zile din săptămână. Numărul orelor din zi și numărul lunilor din an sunt cele multiple ale lui 6. Atalia a uzurpat tronul lui Iuda timp de 6 ani.
cifrele care apar la Solomon, cât aur primea și toate sunt cu numele astea. Tiranii care s-au semețit și s-au împotrivit lui Dumnezeu în istorie au nume cu valoare numerică din familia lui 6, Goliat. E cu 6, Nebucadnețar este cu 6, Anticrist va fi cu 6. Mai departe. 7. 7 este întregul. Biblia numește, numără până la 7, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și iar de la 1, totul merge în baza 7 în lumea lui Dumnezeu. Noi o să vedeți, am ajuns la 10, dar Dumnezeu lucrează în 7. 7, 7, 7, 7, 7, toate sunt în Apocalipsa cu 7, în Evanghelia lui Ioan sunt cu 7, în 1 Ioan sunt cu 7. Definește superlativul divin în toată splendoarea și desăvârșirea. El este un sigiliu al lucrării Duhului Sfânt. Dacă îmi dă cineva un număr de telefon cu 7, zic, wow! Dacă îmi dă cu 6, zic, nu-mi trebuie, schimbă-l. Dumnezeu este izvorul și dătătorul vieții. Și tot ce ține de gestație, incubație, în insecte, păsări, animale și om, este reglementat de cifre cu factorul 7. În creație, cea de-a 7-a zi a aparținut în întregime lui Dumnezeu. Totul s-a odihnit și s-a gândit la Dumnezeu. Dumnezeu însuși s-a odihnit în ea, preocupându-se în întregime de sine. Lumina albă care ne înleznește percepția realității înconjurătoare și care este simbolul al dumnezeirii, este compusă, așa cum știm, din câte culori? R, O, G, V, A, I, V, nu? Roșu până la violet pe partea alta, sunt 7. Câte note muzicale sunt în gama naturală? Nu, 7, do, do. Două la nu-l mai numeri. Sunt 7 de acolo, o ia de la capăt. Mai departe, 8. Nu mă băgați la numerologie, că nu mai plecăm acasă. Câte brațe are sfeșnicul din cort și din templu? 7. 7. 8. Urmând după desăvârșitul 7, cifra 8 arată un nou început. E 7, s-a terminat duminica și începe o altă zi, o altă săptămână. Ea poate fi asociată, deci, cu învierea și regenerarea. De fapt, socotind în baza 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu există 8, 9 și 10, cifra 8 este un nou 1. După 7 urmează un nou 1. Această structură se vede din realitățile creației divine. Ziua 8-a este, de fapt, cea din tâi zi a unei noi săptămâni. A 8-a notă muzicală este repetiția celei din tâi și începe octavia cealaltă. Domnul Iisus a înviat în ziua a 8-a, ceea ce noi numim după sabat, duminica, dăruindu-ne un nou început, de fapt, în gematrie, care este teologia asta numerelor. Valoarea numelui Iisus este 8-8-8. 7, 7, 7 plus 1, 1, 1. Da, lucru frumos. Mai departe, 9. 9 înseamnă de 3 ori 3, este cifra asociată cu judecata și cu deznodământul. Descopusă în fragmente, cifra 9 este 3 ori 3, sau produsul perfecțiunii divine. Și ce nu corespunde cu perfecțiunea divină cade sub incidența judecății și a pedepsei. Valorile lui 9 și ale multiplilor lui apar în Biblie, acolo unde este vorba despre judecată. 10, pentru că noi suntem în baza 10 astăzi, această cifră este asociată cu ordinea perfectă în administrație. Apare după ce a avut loc judecata. Sunt 9, care e judecata, plus un nou început. După judecare și deznodământ, ea dă ocazia reașezării unei noi ordini. Toate sunt bune atâta timp cât stăm în teritoriul lui 10. Avem 10 degete la mâini, tot 10 degete la picioare. Ni s-a dat pe Sinai o ordine divină a lumii guvernată de câte porunci? 10. 10. Și acum, luând alfabetul ăsta sau tabla de înmulțire a numerelor în Biblie, aici e înțelepciunea Sfinților. Care e numele icoanei și al lui Anticrist și al sistemului? Care? Dăm slide-ul următor. Și el zice, toți Sfinții știu. Cine știe alfabetul ebraic, știe. 6 este cifra nedesăvârșirii a omului. Și când este 6, 6, 6, este omul care se dă drept Dumnezeu. E așa de simplu. Este omul care se dă drept Dumnezeu. Omul
care își ia atribuțiile Sfintei Treimi. Și este 2 Tesaloniceni 2 cu 4, Daniel 7, 19, 25. Hulă se ridică deasupra tuturor a lui Dumnezeu și se proclamă Dumnezeu. Ăsta este cel care va veni. Acum, tot ce cumpărăm noi în America și în toată lumea civilizată nu mai are preț. Și pentru computer îl treci până în fața unei lentile, biup, și apare acolo cât costă, da? Biup, biup, biup. Fac acum niște chestii, că codurile astea care sunt pe fiecare pungă de pâine, pe cartofi, pe tot, tot, tot ce vreți dumneavoastră, pe haine, pe tot ce este, să-l citească computerul. Le pui pe toate într-un căruț, treci pe în fața unui case de asta de la magazin și nu numai e pe fiecare biup, biup, biup. Există ca un fel de radar care le citește pe tot ce ai în căruțul ăla și apare prețul. Pa, grozav, grozav. Păi e să ne-l punem aici, să ne-l punem aici, nu mai trebuie să avem cifru și toate formele alea. Păi n-a venit un băiat deștept și a zis, dumneavoastră știți cum e cu barele alea? În cibernetică sunt două linii paralele la început, două linii paralele la sfârșit și două linii paralele la mijloc. Și alea la pot să fie tot felul groase, mai puțin groase, mai groase, dar toate numerele tuturor produselor din lumea noastră au două linii paralele la început, două la sfârșit și două la mijloc. Iar în limbajul computerelor, toate când au gândit aia, care l-au gândit prima dată, liniile paralele sunt numărul 6. Orice produs care există astăzi pe piață are 6, 6, 6. Când au ajuns în România și au ajuns să... articolul tradus în limba română, preoții au discutat cu oia de la insula Athos, cu oia din Grecia și au zis nu ne trebuie pașaport cu cod. Aia e 666, nu ne trebuie nimic cu cod, nimic cu cod. Mă lepă de satana, cine ia numărul ăsta e cu anticristul și e probleme în România. Nu-mi trebuie pașaport, nu-mi trebuie buletin, nu-mi trebuie nimic care are 666. Copilării. Cel ce vine, va veni și nu poți să ții timpul în loc. Uită-te că scrie pe autostradă, cum vedeam noi alaltă seară, Los Angeles 198.000. Mai mergeam un pic, Los Angeles 168.000. Vine! Ce să-i faci dacă vine? Vine! Dumnezeu ne-a zis dinainte că vine. Cum o să țin eu istoria în loc? Eu vreau însă să plec înainte ca 666 să-și impună autoritatea pe pământ ca să nu mai poată să vină Dumnezeu cu împărăția Lui. Când El va avea stăpânirea pământului, Dumnezeu zice să vină potirele. Și vom intra în capitolul următoare cu... Dar înainte să vină potirele, Dumnezeu a zis, hai să dăm cortina la o parte, să înțelegeți, nu că sunt eu rău, dar trebuie să o fac, pentru că uite ce face El și uite ce se va întâmpla pe pământ. Și de aceea eu am pregătit potirele care vor. Mâniat că n-a putut să distrugă pe Israel, protejat de Dumnezeu, diavolul se întoarce și ridică pe pământ fiara care este Imperiul Roman readus la viață, îl așează pe Anticrist, tatăl minciunii are un fiu, care este un fiu al minciunii, și apoi ridică o altă fiară, care să funcționeze ca mare preot, ca proroc, ca Duhul Sfânt, care să controleze gândirea tuturor oamenilor și să-i influențeze să se închine diavolului, și Anticristului. Ne uităm peste el la vremea în care Domnul Iisus va veni și îl va zdrobi și va duce cu adevărat împărăția lui cea glorioasă. Vino Doamne Iisuse și vino curând. Fiecare se roagă pentru el.